Barcelona a reușit o nouă remontada și s-a calificat în finala Cupei Spaniei. Dembele a deschis scorul rapid după doar 12 minute de joc. Finalul meciului a fost unul dramatic. Catalanii aveau nevoie de un gol pentru a trimite partida în prelungiri. În ultimul minut regulamentar, Piqué a ieșit la rampă și a marcat cu capul pentru 2-0. În prelungiri, Barcelona a dat lovitura prin Bright White, care a marcat în minutul 95 și a stabilit scorul final de 3-0 pentru Barcelona. După fluierul de final, jucătorii Barcelonei, în frunte cu Messi și Piqué, au făcut hora bucuriei pe gazonul de pe Camp Nou. Barcelona va juca în finala Cupei Spaniei împotriva câștigătoarei meciului dintre Athletic Bilbao și Levante.